bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ancient. Invitatul nostru de astăzi este doamna Lumința Mărginan. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Și avem un subiect foarte delicat și în același timp de interes, autismul. O să vă rog tare mult să le spuneți telespectatorilor noștri mai exact cu ce vă ocupați. Lucrez ca și psihopedagog special într-un centru școlar de educație inclusivă și coordonez și un cabinet individual de psihologie, care în mare parte se ocupă cu logopedie și psihoterapie cu copiii cu autism. De cât timp lucrați copiii cu autism? Lucrez ca și psihopedagog de 15 ani. Deci cam de 5 ani am în intervenție copii cu autism. Din nefericire, numărul copiilor care suferă de această afecțiune este în creștere. Foarte mulți părinți pun pe seama faptului că sunt mai micuți, sunt mai emotivi copiii și trec cu vederea manifestările pe care ar trebui să le observe. La ce ar trebui să fie părinții foarte, foarte atenți? Aceste semne se pot vedea încă de la vârsta de un an și ceva. Nu gânguresc, nu au contact vizual, nu răspunde prin gesturi la nume, nu sunt interesați de lucrurile din jur și sunt mai multe. Dar până la vârsta de 3 ani, cam acestea ar fi primordiale, aceste semne. Un copil care nu face toate aceste gesturi ar putea fi considerat un copil cu minte și atât. Da, din păcate unii părinți consideră ca un copil cu minte, dar când copilul este prea cu minte, trebuie să intervenim, să vedem care este cauza că acel copil este foarte cu minte. Mai sunt iarăși tulburările de somn, care ar putea să ducă cu gândul că ar fi o tulburare în dezvoltare, o problemă. Există copii care suferă de afecțiuni din spectrul autist care să aibă un comportament relativ normal, dar care să fie influențați de anumiți stimuli externi? Da, stimulii externi ar fi dacă copilul este lăsat foarte mult la tablete, la tabletă, telefon, gadgeturi, atunci copilul pare un copil cu minte și atât. Dar dacă el nu este interesat de lucrurile din jur, de tot ce se întâmplă în jur, de nu știu, nu e interesat de jucării, să se joace cu jucăriile, nu e centrat pe partea de imitație. Dacă părinții se joacă cu el și el preferă să rămână ancorat la o tabletă sau la un telefon, atunci este o problemă. Majoritatea copiilor care tipici sunt interesați de interacțiunea cu adulții, de interacțiunea cu copiii, iar acești copii sunt izolați. Ei se simt cel mai bine când nu au interacțiune cu ceilalți. Din experiența dumneavoastră, atunci când părinților le este atrasă atenția de cei din jur, mai s-ar putea să fie o problemă cu copilul tău. Cum reacționează? Majoritatea părinților nu iau atitudine la momentul potrivit și o consideră o răutate din partea celor din jur sau pur și simplu nu vor să accepte că copilul lor este diferit față de celălalt copil, că indiferent orice părinte până la 3 ani, un an și ceva, merge într-un parc unde observă că copilul lui este diferit față de celălalt, nu știu, nu interacționează cu ceilalți copii. Am avut în terapie părinți care la un an și 8 luni sau mai puțin probabil, mai puțin de un an și 8 luni, au solicitat o evaluare psihologică, tocmai în considerentul că au fost într-un parc și copilul lor nu arată cu degetul, nu e interesat de jocurile din jur, nu e interesat de interacțiunea cu ceilalți copii, dar este foarte greu pentru părinți să accepte că există o problemă la copilul lor. În general, cam la ce vârstă a copilului vin părinții conștienți că copilul este diferit? Pot să spun că în ultimul timp, în ultimul an, vârsta la care apelează la un psiholog este un an și 6 luni. Un an și 6 luni. Deci a scăzut. A scăzut, da. Dacă înainte veneau după 3 ani, acum la un an și 6 luni, un an și 8 luni, solicit o evaluare psihologică și eu de obicei îi canalizez și spre să facă o intervenție neurologică, adică o evaluare neurologică din partea neurologului. Unde trebuie să vină aceste familii? Merg la medicul de familie? Apelează direct la un specialist?
normal ar fi să apeleze la medicul de familie, după aceea la un neurolog și după aceea la un psiholog, dar de obicei apelează la psiholog, psihologul îi trimite la neurolog sau invers, neurolog și psiholog. Și cum ar trebui să funcționeze o familie lărgită? Copilul diagnosticat cu autism, părinții, medicul de familie, psihologul, neurologul? Ar trebui să creeze, să fie o echipă, să fie o echipă, psihologul, neurologul, părinții și bunicii. Problema mai mare este cu bunicii, care de cele mai multe ori le spun părinților că nu are nimic copilul, doar lor se pare că nu este bun diagnosticul. Ar trebui să, dacă locuiești bunicii cu părinții, să meargă toți la o consiliere, la o consiliere psihologică, ca să explice întregii familii cum trebuie să comporte cu un copil cu autism sau cu un copil cu o tulburare din spectru autism. Noi vom povesti într-o ediție ulterioară despre felul în care trebuie să se comporte familia cu un copil cu o astfel de afecțiune. Spuneți-mi, vă rog frumos, în ultima vreme au apărut studii care leagă autismul de niște deficiențe fizice. Da, sunt multe discuții pe această temă, dar încă nu se știe exact cauza care provoacă autismul. E vorba și de vaccin și de partea genetică. Dar încă nu sunt. Nu s-a descoperit ce anume influențează? Nu s-a descoperit exact, putem spune. Și trendul este îngrijorător. La un moment dat se spunea că în 2050, 50 de copii din 1000 în Statele Unite vor suferi de autism. Da, în momentul de față, dintre 1000 de copii, 6 se nasc cu autism și procentul este în creștere. Dar, din fericire, diagnosticarea se face la vârste tot mai fragedă. Da, da, se face pe la un an și 5 luni, un an și 6 luni și atunci se poate interveni din timp. În afară de terapia ABA, care este cea mai cunoscută, cu ce se mai poate interveni? Integrare senzorială, kinetoterapie, terapie psihopedagogică. ABA este o combinație între psihopedagogie și corectarea comportamentelor. Copilul cu autism are nevoie de însoțitor? Sunt cazuri care au nevoie de însoțitor, da. Și sunt și cazuri în care copiii au oarecare independență? Da, da, unii copii sunt independenți și se pot descurca și singuri în mediul școlar, în mediul preșcolar. Iar apoi, cum este integrarea unui copil care beneficiază de tot suportul familiei și al terapeutului? Integrarea în învățământ? Da, sau? Da, da, da. Dacă copilul este diagnosticat cu o tulburare din spectru autism, participă într-o comisie de evaluare care elaborează un certificat de orientare școlară cu un curriculum adaptat și cu însoțitor sau profesor de sprijin. Profesor de sprijin din mediul școlar, dar unii părinți își plătesc ei ca însoțitor pentru copil. Deci copilul cu autism poate să fie independent și să urmeze cursurile. Copilul cu autism este funcțional. Perfect. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru aceste informații și cu siguranță ne vom mai întâlni. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!